veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Suntem din nou înaintea Domnului. Amintiți-vă de momentul lui Israel de pe Sinai, când Dumnezeu predica, am putea spune. Atunci nu era Biblie. Moise a scris primele cărți din Biblie. În vremea lui Moise, totul a pornit, de fapt, de la predicile ținute de Dumnezeu. Dar dacă, pe de o parte, responsabilitatea noastră care vestim este de a fi în concordanță totală cu ceea ce Dumnezeu ar predica, și lucrul acesta este valabil atât pentru Vechiul Testament cât și pentru Noul Testament, că Domnul Iisus, care a fost primul predicator, socotind că Ioan Botezătorul a făcut legătura dintre Vechiul și Noul, a fost tot Dumnezeu, cât de aproape ar trebui să fim de Domnul în ceea ce vă spunem, dar și cei ce ascultă, cât de atenți și cât de responsabili, că în urma predicilor lui Dumnezeu sau în urma expunerii cuvântului, tot Dumnezeu este Cel ce ne trage la socoteală. Tot în fața Lui răspundem, nu în fața oamenilor. Intermedierea noastră ca predică sau ca judecată este doar temporară, dar Cel care a dat cuvântul și Cel care ne judecă în final este și rămâne Dumnezeu, numele Lui fie slăvit. Haideți să continuăm șirul împăraților de data aceasta. Ne vom opri în dreptul a mai mulți dintre ei, în dreptul împăraților din timpul bătrânului Jehoiada. În cartea a doua a Cronicilor, capitolul 24, este prezentat finalul vieții acestui preot, care datorită vârstei sale foarte înaintate, scrie în 24, versetele 15 și 16, Jehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani. L-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împărații, pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui. Ar fi nedrept să vorbim despre împărații lui Iuda fără să ne oprim și în dreptul acestui preot. El chiar, așa cum am citit, a și fost înmormântat între împărați. Și dacă facem o scurtă socoteală, observând cronologia biblică, el s-a născut spre sfârșitul vieții lui Solomon. Copilăria a trăit-o sub domnia lui Roboam, imediat după dezbinarea împărăției, tinerețea sub Abia și a fost contemporan în slujbă cu Asa, 40 de ani, cu Iosafat, 20 și ceva de ani, așa încât la moartea lui Iosafat avea peste 80 de ani. De la vârsta aceasta de peste 80 de ani, urmează șirul împăraților la care ne vom opri. De aceea am și numit lecția împărații din timpul bătrânului Jehoiada. A trăit în timpul celor 8 ani de domnie rea a lui Ioram, un an tot rea a lui Ahazia, cei 6 ani de domnie a urmașii Izabelei, Atalia, și aproximativ la vârsta de 100 de ani l-a înscăunat pe copilașul acela de 7 ani, Ioas, și a mai trăit 30 de ani după aceea. Haideți să îi luăm pe rând pe acești împărați din timpul lui Jehoiada. Deschideți la 2 Cronici 21, Ioram, fiul lui Iosafat, acel împărat minunat despre care am vorbit în urmă cu o săptămână, și citim de la versetul 3. Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur și în lucruri scumpe, împreună cu cetăți întărite în Iuda, dar împărăția a lăsat-o lui Ioram pentru că el era întâiul născut. El a fost împărat în Iuda, dar a domnit exact după modelul împăraților lui Israel. A fost un ucigaș și un idolatru. Când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și vreo câțiva din capii lui Israel. Ioram avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. Și el a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată lui Ahab, acea înscriere dintre Iosafat și Ahab, și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și versetul 11, Ioram a făcut chiar înălțimi în munții lui Iuda, a târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie și a amăgit pe Iuda. Repet, el a fost împărat în Iuda, dar a procedat ca și cei din Israel. Asta poate să însemne pentru noi cineva să fie slujitor în casa Domnului sau chiar să fie creștin,
Nu neapărat să dețină o funcție. Să fie cu numele, dar felul în care trăiește, în care activează, să fie identic cu acelorlalți din afară. El doar cu numele era legat de promisiunile lui Dumnezeu davidice și de templu. Traiul lui era ca și a celorlalți din afară, ca și a Israelului. S-a trudit bunicul său Asa și tatăl său Iosafat să scoată înălțimile. El le-a introdus. Se pare că poporul acela despre care am învățat că Iosafat i-a înșcolat, i-a învățat dreptatea, avea oarecare teamă de Dumnezeu. Și am citit aici în versetul 11 că a târât pe locuitorii Ierusalimului. În mod sigur, cunoștința de care avuseseră parte îi făcea să fie luminați, să-și dea seama că nu-i bine. Și împăratul acesta i-a forțat într-un fel la rău și la stricăciune. Atât de nelejuit a fost purtarea sa, încât Dumnezeu și-a și rostit o sentință drastică pentru el și pentru poporul care l-a urmat în stricăciune. Fiindcă aici de la versetul 8 avem pedeapsa Domnului pentru împărat și pentru poporul lui Iuda. Pe vremea sa Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și și-a pus un împărat. Tributul și veniturile acelea ca o binecuvântare de la celelalte popoare s-au stins. Ioram a pornit cu căpetenile și cu toate carele sale, sculându-se noaptea, a bătut pe edomiți care îl înconjurau și pe căpetenile carelor lor. Dar n-a fost o victorie definitivă. Răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda a ținut până în ziua de azi. În același timp s-a răsculnat și Libna împotriva stăpânirii lui, pentru că părăsise pe Domnul Dumnezeu părinților săi. Apoi, de la versetul 16, și Domnul a țățat împotriva lui Ioram, duhul filistenilor și al arabilor, care sunt în vecinătatea etiopienilor. Dumnezeu i-a adus vrăjmași și de aproape și de departe. Filistenii aceia smeriți și zdrobiți de David se refăcuseră între timp și datorită decăderii lui spirituale, Dumnezeu i-a adus peste el. Au venit alții din distanțe mai mari sau chiar cei care erau tributari lui i s-au împotrivit. Dar măcar că a venit această pedeapsă pentru popor și adaug și versetul 17, s-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogățiile care se aflau în casa împăratului și au luat fiii și nevestile, așa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. Cu toate acestea, cu el Dumnezeu s-a judecat mai dur decât cu ceilalți. Și de la versetul 12 scrie, i-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie, o prorocie, care zicea, așa vorbește Domnul Dumnezeu tatălui tău David, pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel, pentru că ai târât la curvie pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa lui Ahab față de Israel, și pentru că ai omorât pe frații tăi care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău, iată, Domnul te va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale și tot ce este al tău. Iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie, care se va îngreuia din zi în zi până când zbor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii. Versetul 18. Împlinirea. După toate acestea, Domnul a lovit cu o boală de măruntaie care era fără leac. Ea s-a îngreunat din zi în zi și pe la sfârșitul anului al doilea i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele și poporul lui n-ar stămâie în cinstea lui cum făcuse pentru părinții lui. A murit fără să lase părere de rău în urmă și l-a îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților. Este, cred, sugestivă pentru realitatea de mai târziu imaginea acestui Ioram. A trăit după modelul celor de afară că modelul de fapt era totalmente de afară, că Israelul îl împrumutase de afară, măcar că el l-a împrumutat de la Israel. Și pe acest motiv, Domnul l-a lovit fără leac. Fac din nou apel la anumite evenimente din cursul istoriei, când Dumnezeu și-a rostit sentința împotriva unora, dar în mod total o va face în final, amintiți-vă de plăgile apocaliptice. Când scrie în Apocalipsa 9 că oamenii vor fi loviți, până acolo încât totul va fi îngrozitor. Apoi, dacă boala i s-a îngreunat din zi în zi și avea dureri grele, imaginați-vă de iazul de foc pe care unele teorii vor să-l scoată, să-l nege. Însă Domnul Hristos a punctat atât de clar și nu trebuie multă interpretare, căci este un lucru real.
pedeapsa veșnică. Chinurile lui nu sunt decât un palid preambul la pedeapsa veșnică, care va veni în primul rând peste cei care sunt în poporul lui Dumnezeu, dar trăiesc nu cum ar trebui. Apoi, chiar înmormântarea lui este simbolică, n-a fost îngropat în mormintele împăraților. Va rămânea pe din afară. Unii au rămas pe din afară deja de la înmormântare, dar vor rămâne atâția odată cu momentul învierii. Atât despre acest împărat. În capitolul următor avem pe Ahazia și citesc de la versetul 2. Ahazia avea 42 de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri. El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelejuite. A făcut ce este rău înaintea Domnului ca și casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său, ei îi erau sfednici spre pierzarea lui. Târât de sfatul lor, s-a dus cu Ioram fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot în Galat, unde sirienii au rănit pe Ioram. Dacă cel despre care am vorbit până acum, Ioram, a trăit la Ierusalim după modelul celor din Samaria, următorul, acesta Ahazia, a fost mult mai corupt și mai aplecat spre sistemul din Samaria. Consilierii lui erau din casa lui Ahab. Asculta într-un mod total de mama lui, Atalia, fata lui Omri, o femeie cu influență de tipul Izabelei, care după aceea a ajuns ea însăși pe tron. El n-a avut nicio personalitate. El era doar marioneta celor din Samaria. El a condus întru totul de ei, fără nicio abatere. Și uneori este atât de trist că în biserică împrumutăm tiparul celor din afară și funcționăm după mersul lumii acesteia, cum zice Pavel în Efeseni 2. Când credincioșii lui Dumnezeu și în frunte cu cei care sunt în slujbă sunt total afectați și dominați de sistemul care este în afară. Când de fapt Dumnezeu a vrut ca Israelul să fie ca o enclavă, ca o parohie dumnezeiască în lumea aceasta a celui rău și ca un simbol al plecării lui spre Samaria, știți unde a murit el? În Samaria. Samaria a fost inima lui. Citesc de la versetul 6, partea a doua, Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda s-a pogorât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Israel, pentru că era bolnav. Prin voia lui Dumnezeu și spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram. Când a ajuns, a ieșit cu Ioram să se ducă înaintea lui Jehu, fiul lui Nimșii, pe care îl lunsese Domnul ca să piardă casa lui Ahab. S-a dus la fix ca să ajungă pe când Domnul îl unsese pe Jehu ca să le vină nimicirea. Amintiți-vă că și Iosafat a fost târât de relația de familie cu Ahab și s-a dus pe front. Dar pe Iosafat, când a scos un țipă, Domnul a scăpat. Dar pe Ahazia nu l-a mai scăpat nimeni, că numai îl cunoștea pe Domnul ca să roage, să se îndure de el. Și pe când se răzbuna Jehu împotriva casei lui Ahab, a dat peste copiii lui Iuda și peste fiii fraților lui Ahazia care erau în slujba lui Ahazia și i-au omorât. A căutat pe Ahazia și l-au prins în Samaria, unde se ascunsese. Apoi l-au îngropat din respect, că își ziceau, este fiul lui Iosafat care căuta pe Domnul din toată inima lui. Și n-a mai rămas nimeni din casa lui Ahazia care să fi fost în stare să domnească. El a pierit când a pierit casa lui Ahab, pentru că el era total dependent de casa lui Ahab. El doar după nume și după neam mai aparținea de neamul davidic. De aceea punctul acesta prim de prezentare a acestor trei împărați, Ioram, Ahazia și nelejuita de Atalia, l-am numit lupta dintre neamul davidic și izabelic. Și lupta aceasta este și în biserică. Israelul este imaginea bisericii. Vreau să observați treptele sub care au decăzut împărații. Și punctul final l-a marcat Atalia. Citesc de la versetul 10. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. Iată scopul diavolului. Uneori se crede că dacă ținem cont și de niște aspecte lumești și într-un fel încercăm să împăcăm și pe una și pe alta, ar putea să coexiste și să trăiască. Nu se poate. Scopul diavolului este mai întâi să ne împrietenim, apoi să-i dăm din ce în ce mai multe drepturi și mai multă poziție, în final ne va deposeda și ne va evacua pe noi, se va înscăuna și nu se va lăsa până nu va nimici tot. Atalia nu s-a lăsat până n-a nimicit tot. A scăpat acel singur copilaș, mâna Domnului,
A vegheat să-și împlinească prorocia, dar i-a lăsat să-și poarte osânda și rezultatul greșelilor lor, dacă ar fi trăit Iosafat să vadă urmările. Dar Ioșabeat, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când au fost omorâți și l-a pus cu doi calui în odaia patrulor. Astfel l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Jehoiada și sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omorât. A stat 6 ani ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu și în țară domnea Atalia. Dacă Atalia și mai înainte Izabela dominau și controlau țara și de pe locul 2, când altul era împărat, imaginați-vă ce a făcut ea în acești 6 ani de domnie. Vă citesc doar 24:7. Căci nelegiuita aceea de Atalia și fiii ei au pustit casa lui Dumnezeu și au întrebuințat în slujba balilor toate lucrurile închinate casei Domnului. A consumat tot ce a fost sfânt. Bietul bătrân Jehoiada slujea la casa Domnului și împărăteasa care avea putere lua tot argintul, aurul și totul era pentru ea și pentru lucrurile idolatre. Și Dumnezeu a suportat-o 6 ani. E adevărat, este logic, trebuia să crească copilașul, nu-l putea pune împărat la 2 ani. A venit și vremea sentinței ei și citim din capitolul 23, de la versetul 12. Preotul acesta bătrân, Jehoiada, a organizat leviții cu arme și l-au uns pe împărat. Atalia a auzit zarva poporului care alerga și mărea pe împărat și a venit la popor în casa Domnului. S-a uitat și iată că împăratul, copilașul acela mic, stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbițele erau lângă împărat. Tot poporul țării se bucura și sunau din trâmbițe, iar cântăreții cu instrumentele de muzică ziceau cântările de laudă. Atalia și-a sfârșit hainele și a zis: vânzare, vânzare! Atunci preotul Jehoiada, scoțând pe sutașii care erau în fruntea oștirii, le-a zis: scoateți-o afară din șiruri și oricine o va urma să fie ucis. Căci preotul zisese: nu omorâți în casa Domnului. Aici s-a sfârșit actul acesta al domniei neamului Izabelei în Iuda și la Ierusalim. Și aș vrea să punctez o concluzie în urma acestui prim punct. Decăderea unui om, a unei organizații, a unei țări, a unei biserici, a orice vreți, începe din momentul asocierii cu cei răi, care de fapt au în spate pe diavolul, și tot peisajul acesta este o scenare a diavolului, un truc demonic spre distrugerea sfinților. Și vreau să vă citesc din Apocalipsa capitolul 17, reamintindu-vă că femeile acestea au nimicit poporul sfânt prin forma religioasă de slujire. Nu există rătăcire mai mare decât rătăcirea religioasă. Comunismul n-a fost în stare să distrugă și să facă rău umanității cât a făcut religia falsă. Nici o altă formă de guvernare, nici o altă politică n-a adus stricăciune lucrării lui Dumnezeu ca religia falsă. Și scrie în Apocalips 17 de la versetul 1: apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potiri a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vin, o să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Deci, organizarea religioasă apostată, falsă, care domină regimurile mari, structurile statale, cu ea au curvit împărații pământului, acolo lovește. Și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Adică, ceea ce am citit că făcea împăratul sub dominația sau sub influența Ataliei, târând poporul la curvie. Și m-a dus în duhul într-o pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era îmbrăcată cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Vedeți formele prin care poate să înșele oamenii? Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților. Ați sesizat în mod sigur cum ucidea în mod special urmașii lui David câțiva capi credincioși care erau în țară. Când am văzut-o, zice Ioan, m-am mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a putea descifra sistemul acesta demonic cu care înșeală lumea, religia falsă. Repet, aceste 3 faze graduale. Mai întâi Ioram,
a adoptat sistemul lui Ahab. Ahazia s-a identificat total cu el și Atalia s-a înscăunat ea în Țara Sfântă, eliminând orice formă și orice persoană care dădea vreo orientare spre Dumnezeu. N-a fost lăsată decât acea mică rămășiță, acel mic copilaș, limită, care nu i-a fost îngăduită diavolului să o treacă. Vreau să ne uităm într-a doua parte acum, la Ioas, cel pe care l-a înscăunat bătrânul când avea 100 de ani și pe care eu l-am numit un împărat bun, dar slab. 2 Cronici 23, de la versetul 11. Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia, mărturia însemnând legea, copia legii lui Moise, a Domnului, și l-au făcut împărat. Și Ihoiada și fiii săi l-au uns și au zis, trăiască împăratul. El a fost copilul protejat 6 ani și crescut ascuns în casa Domnului. Și a rămas o atracție și o pasiune pentru casa Domnului în acest copil, pentru marea parte a vieții lui, datorită elementului, mediului în care s-a format și a crescut, ascuns în casa Domnului. A fost ajutat de bătrânul acesta Ihoiada într-un mod masiv. A fost nu doar mentorul său, a fost mâna lui cea dreaptă pentru toată durata celor 30 de ani aproximativ cât a mai trăit. De când a fost mic până când s-a căsătorit, uitați-vă în 24 cu 2 și 3. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Ihoiada. Ihoiada a luat pentru Ioas 2 neveste și Ioas a născut fii și fiice. A avut preocupări îndeaproape pentru templu, că doar adineauri, am spus, cât l-a distrus Atalia. Efectiv, distrujile au fost și de ordin material, rezultă din ceea ce voi citi, nu l-au mai îngrijit an la rând. Distrujile au fost și alungând oamenii care slujeau acolo sau coptându-i în sistemul de închinare a lui Baal. Și citesc acum de la versetul 4. După aceea Ioas și-a pus de gând să dreagă casa Domnului. A strâns spre preoți și pe leviți și le-a zis, duceți-vă prin cetățile lui Iuda pe fiecare an pentru dregerea casei Dumnezeului vostru și grăbiți-vă cu lucrul acesta. Dar leviții nu s-au grăbit. Împăratul a chemat pe marele preot Ihoiada și i-a zis, pentru ce n-ai vegheat ca leviții să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise, robul Domnului, și pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul mărturiei? Deci a trăit niște vremuri bune și o stare spirituală înaltă până acolo încât el l-a chemat la raport pe bătrân și i-a zis, cam greu vă mișcați în lucrare. Și au trecut câțiva ani și n-au reparat stricăciunile casei Domnului și nu s-au preocupat să fie prosperitate și slujba să funcționeze într-un mod binecuvântat. Citesc, fiindcă are niște elemente în plus și din 2 Împărați, capitolul 12, tot despre preocuparea lui pentru templu. După această sesizare, cum că n-au rezolvat la timp problemele, atunci preotul Ihoiada a luat o ladă, i-a făcut o gaură în capac și a pus-o lângă altar. La dreapta, în drumul pe unde se intra în casa Domnului, preoții care păzeau pragul puneau unea tot argintul care se aducea în casa Domnului. Când vedeau că este mult argint în ladă, se suia logofătul împăratului cu marele preot și strângeau și numărau argintul care se afla în casa Domnului. Încredințau argintul cântărit în mâinile celor însărcinați cu facerea lucrărilor în casa Domnului și dădeau argintul acesta telslarilor și lucrătorilor care lucrau la casa Domnului, zidarilor și cioplitorilor de pietre pentru cumpărarea lemnelor, a pietrelor cioplite trebuitoare la dregerea stricăciunilor casei Domnului și pentru toate cheltuielile privitoare la stricăciunile casei. Dar cu argintul care se aducea în casa Domnului, n-au făcut pentru casa Domnului nici lighiene de argint, nici mucări, nici potire, nici trâmbițe, nici un vas de aur sau de argint, ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea ca să-l întrebuințeze pentru dregerea casei Domnului, adică nu îl foloseau pentru obiectele sacre, ci îl foloseau pentru reparații, cum ar fi la pereți sau la alte subansamble ale casei. Nu se cerea socoteala oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor. Și acesta e un motiv pentru care v-am citit printre altele versetul, căci lucrau cinstit. Argintul jertfelor pentru vină și al jertfelor de ispășire nu era adus în casa Domnului, ci era pentru preoți. Împăratul acesta, sub călăuzirea și îndrumarea lui Ihoiada, și apoi cu sesizarea reciprocă, au făcut împreună ca în casa Domnului lucrurile să fie puse din nou la punct. N-a fost idolatru și centrul din nou și viața spirituală a Israelului se învârtea în jurul templului. Până aici, toate bune despre el. Dar
a murit bătrânul Jehoiada la 130 de ani. Ce s-a întâmplat după aceea? Deschideți, vă rog, la 2 Cronici 24. Nu există din ce e scris în Biblie nimic care să dea de bănuit că după ce ar fi murit bătrânul, totul se schimbă. Și totuși, citesc de la versetul 17, după moartea lui Jehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului, atunci împăratul i-a ascultat. Și au părăsit casa Domnului Dumnezeul părinților lor și au slujit astarteilor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Deci se pare că în timpul vieții bătrânului au fost câțiva din fruntașii țării care slujeau lui Dumnezeu, că așa li se poruncea și așa era conducerea bună. Dar ei nu erau din toată inima dați Domnului. Ei erau afectați de curentul acela străin al balilor și a starteilor. Și în mod sigur, și astăzi așa. Credeți că dacă în biserică, dintr-o dată să zic că ar muri sau ar pleca unii care țin lucrurile într-o anumită formă și ar pune la conducere pe alții, nu din afară să vină. Știți că lucrurile s-ar putea schimba ca peste noapte? Așa ceva s-a întâmplat acolo. După moartea unora, sunt alții care de-abia așteaptă să schimbe sistemul. Dumnezeu a încercat să-i recupereze, să nu-i lase. Și e foarte interesant ce citiți la versetul 19. Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat din științările pe care le-au primit. Și atunci a venit fiul preotului Jehoiada. Gândiți-vă la ce urmează. A fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Dumnezeu. Pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși. Pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Așa e regulă generală. Și au neltit împotriva lui, împotriva prorocului Zaharia și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Ce schimbare! Tata prorocului Zaharia îl ținuse pe el când a fost copil mic ascuns în casa Domnului să nu-l omoare Atalia. Și acum în curtea aceea casei Domnului, unde el a crescut, l-a omorât pe urmașul bătrânului. În curtea casei Domnului de care era îngrijit să se repare și a luat la rost pe alții că de ce nu vechează se pune lucrurile la punct. Ce întoarcere la 180 de grade! Parcă nu-ți vine să crezi dacă n-ar fi scris. Dacă n-ar fi scris în Biblie, s-ar povesti asta numai în tradiția iudaică, eu n-aș crede. Nu se poate. Uite că se poate. Cum? Recitiți partea a doua versetului 17. Au venit căpetenile, s-au închinat și uneori sunt oameni care n-au coloană vertebrală și dacă vin unii și ți se închină, bancă dacă mai vin poate și cu daruri sau dacă mai sunt și alte forme de afectare, devii corupt. Ați reținut cum l-a numit pe împăratul acesta? Un împărat bun, dar slab. El a făcut treabă bună. Câtă vreme a fost ținut pe poziție de bătrân, când totul a rămas pe umerii lui, s-a prăbușit ca la cutremur. A venit pedeapsa și de 22, împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatălui Zaharia, și-a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit, Domnul să vadă și să judece. După trecerea anului, oastea sirienilor s-au suit împotriva lui Ioas și-au venit în Iuda și la Ierusalim. Au omorât din popor pe toate căpetenile poporului. Care era vina căpetenilor? Ei l-au corupt pe împărat. Dumnezeu și-a rostit sentința, omorându-i. Și-a dat în mâinile lor o oaste foarte însemnată pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Astfel au pedepsit sirienii pe Ioas. Când au plecat de la el, după ce îl lăsaseră în mari suferințe, din pricina sângelui fiului preotului Jehoiada, slujitorul i-a uneltit împotriva lui, l-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraților. Ce final trist! Să moară în suferințe ca Ioram, să nu-l prindă în cimitirul împăraților ca pe Ioram. El care 30 de ani domnise de nota 10. Parcă te doare să vezi cum pot să moară asemenea valori. Valoarea care rezultă cel puțin din felul în care s-a purtat, că valoarea individuală se pare că a fost alta. Apoi mă adaug ceva din doi împărați ca să vedeți cât de mare a fost paguba. Capitolul 12, versetele 17 și 18. Ca o dovadă că a fost slab, extrem de slab. Atunci Hazael avea de gând să suie împotriva Ierusalimului, Ioas împăratul Iuda.
a luat toate lucrurile închinate Domnului, acele pe care el trimisese pe preoșii Levii să le adune din țară, de la tot poporul, să le aducă la casa Domnului. Acum le-a luat cu mâinile lui și le-a dat împăratului Siriei. Tot ce pusese închinat de Iosafat, de Ioram, de Ahazia și tot aurul care se găsea în visterile casei Domnului și casei împăratului, și-a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s-a suit împotriva Ierusalimului, dar s-a suit la anul. Iată cum a pierdut tot material de la templu, spiritual totul, a murit în suferințe, dar în mod sigur coșmarul conștiinței a fost mai tragic decât toată durerea fizică care era peste el. Vreau să tragem și aici o concluzie, înainte de concluziile finale. Ce valoare au părinții și lucrătorii biserici? De la o așa stricăciune cum era în țară, un bătrân preot ca Jehoiada a schimbat toată fața țării și a instalat slujirea la adevăratul Dumnezeu. Și când el a dispărut, totul s-a stins. Iată ce valoare a avut bătrânul. Nu ne dăm seama uneori de valoarea unor oameni și unii nu sunt prețuiți până la adânci bătrânețe, când de fapt până închid ochii valoarea lor rămâne, valoarea sfinților. Vă citesc tot în ideea aceasta de aici din 2 Împărați 12 cu 2. Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Jehoiada. Și sunt unii slabi în biserică și vor fi întotdeauna. Dar dacă urmează îndrumările unor oameni sănătoși, viața lor va fi una bună. Vor face ce trebuie. Dacă nu se lasă influențați de cei răi, vor fi salvați. Dar urmați, de aceea spune în Noul Testament în Evrei 13, uitați-vă la mai mari voștri, la sfârșitul felor de viețuire și urmați-le credință. O mare valoare au sfinții lui Dumnezeu, valoare pentru ei, în primul rând, și apoi valoare pentru cei ce îi ascultă. Câtă trudă și câte investiții a avut Dumnezeu și pentru acest Iosia, câte prorocii, câte investiții face Dumnezeu în noi, să ne îndrepte, să ne învețe. Și uneori, cât ne ține, până ne mor îndrumătorii, până pleacă, spune în 24 din 2 Cronici, versetul 27, cât despre fiii lui, despre marele număr de prorocii făcute cu privire la el și despre dregerea casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise în istoria din Cartea Împăraților. Un mare număr de prorocii, toate având rolul să-l îndrepte pe calea cea bună. Și am avut îndemnul să punctez două concluzii, una referitor la prima parte și apoi la a doua. Te miri cum l-a răbdat Dumnezeu pe Onioram 8 ani, pe Atalia 6 ani? Și vreau să rețineți, îngăduința aceea mare a lui Dumnezeu, de care zice în Roman 2, este socotită ca o toleranță. Și este. Cei răi sunt tolerați. Ba încă, nu doar că sunt tolerați, asistăm uneori la domnia celor răi. Sunt îngăduiți să domnească. Spune profetul Maleahi că sunt vremuri în care fericim pe cei trufași. Iată ce a fost în Iuda, o domnie a celor răi. Dar vreau să rețineți și deschideți apoi la Apocalipsa 11. Măcar că cei răi domnesc, și nu mă refer la sistemul lumesc, nu-i treaba noastră. Mă refer la sistemul eclesiastic, bisericesc. Măcar că cei răi domnesc, Dumnezeu este în control și finalul Dumnezeu îl decide. Cine credea că o femeie stăpână pe țară va fi răsturnată de un moș de 100 de ani și de un copil de 7 ani? Dar când Dumnezeu a punctat până aici, s-a dovedit că Dumnezeu trăiește și lucrează. Făceam comparația între Izabela și Atalia și Babilonul apocaliptic. Și se va instala acea ultimă formă de religie pe pământ și sfinții, spune Apocalips 13, că vor fi biruiți într-un sens anume. Și când totul va părea cucerit și dominat de diavolul, se va vedea că Dumnezeu are cuvântul final. Și acum citesc din Apocalips 11, de la versetul 15. Îngerul al șaptelea, și asta înseamnă măsura divină de a puncta finalul, a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunul de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu și au zis: îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și în prezent și care erai și în trecut când tolerai pe cei răi și îi lăsai să domnească și care vii și îți aparține veșnicia viitoare, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare
și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea, că toate au vreme să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, ca unul ca Zaharia, care a murit între templu și altar, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său. Și au fost fulgere, glasuri tunete și un cutremur de pământ și o grindină mare. Este o prezentare cerească a ceea ce spune Pavel Roman 2, se va vedea în ziua când Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelie și Evanghelia sau legea era în chivot. Într-o zi, cei răi își vor opri exercitarea controlului și a puterii și vor vedea pe Dumnezeu, chivotul său și legea judecății sale. Și al doilea și ultimul gând, noi suntem dependenți de mediu. Ați văzut ce dependent a fost Ioas? Câtă vreme a fost o călăuzire bună, a fost bun, fără rezerve. Când s-a schimbat și s-a dat altfel tonul, a fost total afectat de noul mediu și s-a dus după idoli. Dar va fi mediul în final doveditor și responsabil pentru noi? Vor putea să spună cei care au trăit într-o vreme bună și între oameni buni, am avut harul și suntem mântuiți, și vor putea să se scuze cei răi? Noi n-am putut, fiindcă totul în jurul nostru a fost viciat. Există o dependență de mediu, dar mântuirea se decide prin independența ta și dreptul tău liber de a te înscrie în mediul acela sau nu. Și cred că cel mai puternic exemplu este următorul. Într-un cer de sfinți, diavolul s-a stricat. Mediul a stricat? S-a stricat independent. Și într-un pământ condus de Satan, Apocalips 13, ultimii sfinți vor trebui să-și dovedească independența față de mediu și să rămână pe verticală cu Dumnezeu. Niciodată să nu ne scuzăm în virtutea oamenilor și a vremii în care trăim. Nu fiți acei oameni care suntem în stare, dacă e cazul, să stăruim, să ne rugăm cu toții, dar dacă te pune într-al mediu, ești ca aceea. Păi dacă ești pește, nu poți trăi și în apă și pe uscat. Dacă ești sfânt și dacă te bagă între demoni, într-o anumită circunstanță, tu rămâi sfânt? Că și e un drac, dacă îl bagi între sfinți, e tot demon. Atunci, în cazul nostru, de cine ar fi valabilă reciproca? Și citesc din Apocalips 13, dominația diavolului, la versetul 4, și-a început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei, și-a început să se închine fiare, zicând, cine se poate asemăna cu fiara, cine se poate lupta cu ea, cum să mă împotrivesc eu la tot cursul acesta al vremii? N-ai cum! Te duce valul! Te duce dacă e slab. Degeaba ai fost bun dacă e slab ca și Ioas. El și-a deschis gura, a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, și s-a dat să facă război cu sfinții, să-i biroiască și să-i dea stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, orice limbă și orice neam. Deci oriunde s-ar afla oamenii să fie mediu afectat. Că parcă te gândești în vremea noastră, doar unde ar fi mai bine străiești pe glob? Unde ar fi mai puțină stricăciune? În final, se va lupta diavolul probabil și cu mijloacele moderne de mediatizare și informatizare să fie peste tot prezent, orice mediu să fie afectat. Și apoi spune, și locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost junghiat, cine are urechi să audă. Versetul 16, și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, sloboși și roși, deci independent de niște stări sociale, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde. Deci efectul de mediu, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiare sau numărul numelui ei, aici e înțelepciunea. Să poți să înțelegi și să rămâi fidel lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Bătrânii noștri nu vor trăi 130 de ani, vor muri. Dar voi când veți rămâne în urmă, sau noi când vom rămâne, ne va corupe mediu? Dumnezeu să ne dea harul să fim tari în credință. Orice s-ar întâmpla în jurul nostru, oricine ni s-ar închina, sau oricare ar fi influențele sau suprimarea de orice ordin și rang ar fi ea, să nu ne înclinăm. Și dacă de mici am crescut în casa Domnului sau dacă mai târziu Dumnezeu ne-a chemat și am făcut cunoștință cu casa sa, cu lucrările sale, să rămânem fideli lui Dumnezeu aici și până în ziua veșniciei. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.